ajuns să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic, 1600 de euro în această dimineață, pregătiți special pentru Andrei din Bacău. Bună dimineața, Andrei! Neața, Andrei! Bună dimineața! Salut. Bună dimineața! Bine ai venit la Europa FM. Ce faci? Unde te-am găsit? În Bacău. Am înțeles. Instructor auto. Ești instructor auto. Ești pe traseu cu cineva acum sau ești... Da, sunt cu eleva mea. Urma să plecăm. Și ați luat o pauză. Bănuiesc că sunteți trași pe dreapta, nu? Da, n-am apucat să plecăm. Suntem în mașină, amândoi. Cât mai e șpaga la poliție ca să dea carnetul la traseu? Să dea traseu? Nu mai merge. Cât a fost atunci? Hai zic că nu ne aude nimeni. Cât era? Nu știe, mă, Andrei, că Andrei nu face de asta. Da. Auzi și el că se face, dar nu e sigur. Nu e așa, Andrei? Așa e. Așa da. E. Da. Eleva ta, cum se descurcă în trafic? Bine, de încredere. Foarte bine, trebuie să se descurce. Cum o cheamă Andrei pe eleva ta? Maria. Bună, Maria. Una peste alta, bună dimineața, Maria. Câți ani are Maria? Vai, ce urât. 32. Oho! Vai, ce urât. Ce elevă mare ai? Păi da, putea să aibă 19, știi ce zic? Da, nu, adică trebuie. La 32 de ani e o elevă care îl poate ajuta pe Andrei în demersul. Pe mine asta mă interesa. Nu întreb vârsta, doamnă. Dar noi nu vorbim cu dânsa. Noi vorbim cu dânsul. Dânsa este anonimă, practic. E o doamnă Maria, pe care o salutăm în dimineața asta și deci, care sperăm măcar, să-i fie de ajutorul lui Andrei. Știi cum se zice, da? Când, măcar nu face bulbuci. Lasă-o da. Așa. Deci, întreabă și ce vârstă are doamnă, dar nici nu vorbește cu ea. Da. Cum o cheamă, ce vârstă are. Da, ești bine. Andrei, ai mai ascultat Dublu sau Nimic? Știi despre ce e vorba? Da, da, am ascult în fiecare dimineață. Ce gen de întrebare te-ar avantaja? Eu știu. Cred că istorie, geografie. Istorie, geografie? Hai mă, ceva istorie, geografie. Avem. Avem codul, și... Din codul rotier ai ceva? Cât de cât? De acolo ar fi cel mai bun. De acolo ar fi cel mai bun. Bine, să știi că ți-am pregătit o sumă frumoșică astăzi. De fapt, nu noi, ci participantul de ieri de la Dublu sau Nimic ne-a lăsat 100 de euro la suma de plecare, așa că plecăm de la 200, 400, 800 și 1600 poți dubla astăzi. Ok. Bine. Vedem. Ai ești pregătit? Cred că da. Hai să începem atunci. Maria, ești bine? E bine, e bine. Măi, dar e mută, ce-i cu ea? N-are nu, nu prea să aude. Zici ceva, Maria. Okay, vorbește la telefon. Am întrebat câți ani are. A zis că nu vorbește, ai făcut-o și mută. Bună, bună, bună Maria. Pune pe carchit. Hai să vedem ce se întâmplă. 200 de euro. Andrei, cumva ți se potrivește întrebarea asta, zic eu, așa, tangențial. Cu domeniul tău de activitate? Vedem. Pentru 200 de euro, o mulțime de bani, întrebare simplă, spune-ne ce județ din România are abrevierea TR, Tudor Radu? Telorman. Telorman. Știi pe cineva din zonă? Noi am auzit, dar... Cum? Dragnea, nu-i de acolo. Da, domnul Dragnea, dacă uitasem. Nici nu m-am adus. Avem datoria să lăsăm cronometrul să meargă până la capăt, că poate te răzgândești. Tu sau, mă rog, orice concurent. Au fost cazuri da, de răzgândiri fericite și nefericite. Da, ceea ce ne creează multe dificultăți când se răzgândește concurentul. Da, dar luăm întotdeauna ultimul răspuns. Dat în timp util. Corect. Da. 200 de euro pentru Andrei, bravo! Mulțumesc! E o întrebare cu care puteam să încurc mulți cetățeni, dar pe tine, ca instructor auto, știam că o să fie puțin probabil să te pun în dificultate. Acum, mergem mai departe la 400, Andrei? Mergem, mergem. Hai, 400 domnule. De euro. Ia fi antena aceea. Întrebare de la Dănuț din Galați. Prietenul Luca Dănuț din Galați. Îl mai menționez din când. El a trimis foarte multe întrebări, dar nu îl menționez de fiecare dată. Acum simt nevoia. Andrei, spune-ne pentru 400 de euro ce gaz se folosește în apa minerală îmbuteliată pentru a o acidula. Dioxid de carbon. Dioxid de carbon. Dioxid de carbon. Păi, dar de ce n-ar pune eu aș face o apă îmbuteliată acum, dau seama, cu gaz ilariant? Sau cu heliu. Cum ar fi cu heliu? E o apă?
Și pe urmă, dai drumul la vorbe. Hai să bebă șprit. Ce veselie ar fi. Andrei, e sigur de răspunsul ăsta? Da, eu sunt sigur. Maria, e sigură și ea? E sigură și ea. N-are altă opțiune. Auzi, da, Maria, ce face în timpul ăsta? Exersează parcarea laterală? Ce se întâmplă acolo? Ce face? Ea stă cu minte, se uită în față? E în pauză, mă. Stă și ascultă. Stă și ascultă. Da. Bine, bine, e bine, te ajută bine. Ai 400 de euro. Bravo. Nu știu cât te ajută, dar îți poartă noroc în această dimineață, Andrei. Banii tăi până în acest moment sunt 400 de euro. Suntem la jumătatea jocului nostru și va trebui să te gândești bine ce ai de gând să faci. Să mergi mai departe sau să te oprești? Cred că m-aș retrage. Hai, di băi, se poate așa ceva. Auzi, cât, e, cât mai e școala de șoferi? Cât costă? 2000. Adică... De lei. 2000 de lei. 400 de euro, nu? Da. 400 de euro, 2000 de lei. Câte ore se mai fac? 30. 30 de ore? Nu mai știu că de mult. Eu deci tu în momentul de față ai 30 de ore încasate la dublu sau nimic. Hai, fă 60. Fă 2 elevi ca să pleci acasă. Hai, di băi. Hai, nu-mi fi fricos. Da, mă, nu pune problema așa. Ați făcusei planul dinainte să te oprești la jumătate sau... Da, am luate. Da. Nu, dar e o sumă importantă, pot să și înțeleg. Și nu ți-ar părea rău să știi că poți să iei încă 400? Nu, nu cred. E simplă întrebarea, serios. Da, da. Una e la telefon și una e la... Ne telefon. Sunt în direct. Bine, ei, nu vrei să te mai gândești. Nu. Să-ți lăsăm 5 minute să te gândești? Doar dacă ai vreo șansă să te răzgândești, spune-ne, da, altfel n-are sens. Nu, că o ține și pe Maria din treabă. Nu mă răzgândesc. Bine, felicitări, ai 400 de euro. E câștigat în dimineața asta la dublu sau nimic. Bravo, Andrei, felicitări. Mulțumesc. Bănuiesc că vrei să știi și întrebarea de 800 de euro. Da, n-ar fi rău, să văd ce am pierdut. Hai să vedem, iată. Ar fi fost 800 de euro de nu te-ai fi oprit, Andrei. Ce actor joacă rolul principal în filmul Tăcerea Mieilor? Anthony Hopkins. E, na. Asta era. Cum mulțumim frumos. Tu? Așa, o întrebare grea. Centură, semnal stânga. Ne asigurăm în oglindă. Uite, mai aveai un elev acum câștigat. Maria, baftă la examenul ce va veni. Andrei, felicitări pentru premiu. Felicitări că ai știut. Mulțumesc. Și răspunsul la a treia întrebare. Ai 400 de euro. Aha. Să te bucuri de ei. Cutie manuală sau cutie automată? Cutie manuală. Ce mașină? Volkswagen Golf. A, ce progres. Ce vremuri, băi. Da, da, ce 1300. Felicitări, Andrei, bravo. 400 de euro au plecat deja spre tine. Numai bine. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în Deșteptarea la Europa FM.